Restul 3. A, și luăm ca să meargă 3 pătrimi, o să modificăm puțin segmentul și o să împărțim acele ultime, o să împărțim ultimele două în două, să ne împărțim la doi pe ultimele două. Vino încoace ca să mă faci să înțeleg că nu mi-e clar. Deci ce propui tu? Să împărțim pe acestea în două ca să se facă 4. Asta era. Că faci rost de 4, nu? Că tu te ieși cu ochiul aici? Da. Vezi bucata asta cum se face în 4 și ai văzut foarte bine. În 4 ți-a plăcut foarte rapid. Și doar 3 luăm din ele. Deci asta este. Până aici. 3. Nu? Da. 3 pătrim în a câta? În a 4-a zi. Iar a 5-a zi, în a 5-a zi, adică a 5-a zi, doar bucata asta, care îi spunem cât este, este de 20 km. Bine, acum ca să aflăm câte o bucată de asta, un segment de asta, facem 20 ori 2, 40. Ca să prinzi pe ăsta, da? Ca să-l prindă. Pe ăsta, deci 40 km. 40 și ca să aflăm ăsta de 3. Deci cât am făcut în a 4-a zi, facem 40 plus 20, adică segmentul ăsta plus încă 1. Adică foarte tare! Deci mergi înapoi și spui repede că 40 plus 20, 40 plus 20, 60. Egal cu 60 km. 60 km. Și ai răspuns pentru a 4-a zi. Așa, și ca să aflăm a 3-a zi, facem, dacă știm cum se numește, face 40, 4 ori 3 și apoi mai adăugăm un 0, 4 ori 12 și mai adăugăm un 0, 120. 120 este aici, da? 120 km. Și apoi? A doua zi? A doua zi, la fel, tot 120 de km. Că tot 3. Și în prima zi tot 120. Deci, de aici mergem 120 km și iarăși 120 km. Da? Și în a patra zi, în a cincea zi, am spus 20 de kilometri. Total, înseamnă? Imediat, dă 420. 420 kilometri. Păi, fiindcă n-a fost foarte bine aleasă cu Bucureștiul, hai să zicem că ar fi undeva la Sighișoara, da? Ei, nu prea știm, dar zicem și noi că Bucureștiul știm că e 280 de kilometri. Da. Și atunci nu ne-a dat 420. Dar fi greșit. Da. Zicem o altă distanță. Arad, Oradea, sau și eu știu, așa ceva. Important este ideea. Mie, nu pot părăsi problema până când tu nu spui care a fost chestiunea de finețe. Chestiunea de finețe, după părerea mea, e să împărțim asta, că dacă nu împărțăm, nu-i și absolut nimic. Asta era. Că noi nu am mai putut face 3 pătrimi din rest. Restul era numai 2 bucăți de astea. Da. Până acum s-au tot brodit. Către 3 și 11, care e diferența între 3 și 11? 8. 8, da. Și între 3 și 5. Și între 5 și 3, între 5 și 3 de 2. Aici s-a rupt. E numai 2 și am vrut 3 pătrimi. Și aici da, a fost. Și l-am împărțit. Deci este miezul problem, dar chestiunea de finețe. Hai să spunem așa. Dacă nu ne prindem de treaba asta să împărțim acolo, să vedem bucata care vedem ce ne rămâne, nu mai putem face probleme. Era greșit într-un fel. Nu, dar nu poți să la, nu mai poți înainta. Nu poți să agăți problema la sfârșit înapoi. Adică dacă nu știi chestia asta, cred că problema e greșită. Cum s-a brodit peste tot așa și deodată acolo apare, e ciudată treaba asta. Așa și dacă nu știi chestia, problema crezi că e greșită. Fii atent acum, îți dau una foarte tare. Modifica tot ultima zi, a patra zi. O modific eu acum. Și aș vrea să mă ajuți tu, modifică-o tu cu un număr, hai, vreau eu să văd ce e inspirația. Păi, opt.
Păi dublăm numărul 4, îl dublăm și îl punem 8. Aaa, șmecher ți-ai. Adică din, dublăm am înțeles. Adică... Îți place ție așa să, metoda înjumătățirii. Da, foarte tare. Merg pe mâna ta. Deci egal cu... 8. Nu, nu, egal cu... 7 optimi. 7 optimi. Pastele împărțim la 2. Așa, fiecare în 2. Ca să rezolvăm problema, ar trebui să modificăm asta. Și să rămână, dacă 7 le luăm noi, deci de cele 8, că sunt 8 aici. Da. Din cele 8 le luăm pe 7 din ele, rămâne una singură. Și asta singură care rămâne, asta singură care rămâne, să zicem că este de 10 km. 10 km. Deci câte două? 8. 8 ori 10, 8, 80. Și doar înseamnă că două segmentele alea fac 80. Adică un segment face 40. Așa. Și ca să aflăm câte așa segmente stă aici, 3 segmente, facem 4, facem de fapt 80 plus 40, dă 2, 12. 120. 120. Se pare că problema merge perfect de acolo. Da. Știi că în anul ziua dată trecută a rămas restul decât aici, era de 20. Da. Și fiindcă acum am zis... Acum e aceeași problemă. E aceeași problemă că am... La 2, am împărțit la 2 și numărul am împărțit la 2. 20 l-am împărțit la 2 și vine 10. Dacă era 5. La 5 era mai. Deci noi putem pune aici așa o șmecherie tare. 8 ai văzut tu. Pune tu altceva. 16. Tot 16? Tot înjumătățești că îți place ție. Da, și fac asta o... Am înțeles fiecare parte. Mă, dacă zic eu acum... 3 pe 7. Na. Poveste. Deci 3 șeptimi în a patra zi. Păi ștergem o linie de acolo. Stai, nu te grăbi. Bă, niciodată să spui mai știu. Niciodată să nu spui nu știu. Nu există, nu vreau. Nu. Analizăm, vedem. Nu. Că nici eu nu știu acum. Deci nici eu nu știu. Am pus așa, trei șeptimi. Dar am părăsit logica ta. Că până acum ai tu ai zis așa. Din doi în doi. Împărțirea la doi. Dar îți plăcea foarte bine, că jumătățeai fiecare segment. Uh-huh. Foarte tare. Dar știi că am fost entuziasmat de faptul că tu ai sesizat chestia aia cu împărțirea. Dar cu trei șeptimi acum, Doamne, cât de greu o să ne vină. Că trebuie să împărțim în restul ăsta. Ăsta este restul. Restul ăsta, pentru a patra zi, trebuie să-l împărțim în 7. În 7. Ce greu ne vine. În 7. Nu știu. Chiar nu știu. Nu-mi vine nicio idee prin cap. Nimic? Nimic. Păi și dacă nici mie nu vine, ce faci? Nu știu, luăm... O pauză. Nu, nu am o pauză. Păi da, s-a înregistrat acum, tot te discuteam, s-a înregistrat. Nu, știu. Ne-am făcut un pic de baftă aici. Noi mă gândeam să împărțim pasta la două. Împărțim aici, punem o linie și aici punem o linie ca să se parte la trei, să fie trei acolo și acolo împărțim la... Păi, dar ți-ai fi părțile egale, mă. Împărțim egale? Da, ne-a părea părți egale, că altfel stricăm jocul. Zi, punem așa o linie. Punem două linie. În cât să împărțim pasta? La 2. La 7, mă. 7? Fiecare la 7. Adică tragem o linie de 7 linii? Aici e 7-7, de face 7-7. Că pentru că 3 pe 7 înseamnă 6 pe 14. Dublăm, adică... Ori 3 șeptimi, ori 6 pe 14. Și noi, făcând o pasta de 7 și pasta de 7, cât fac în total? 7 cu 7, 14. Foarte tare. Și noi luăm 6 din ele. Bă, ce tare, mă. Bă, ce tare. Am amplificat... Fracția asta e echivalentă cu asta. Da. Și am amplificat-o pe aia. E aceeași fracție. Am amplificat-o cu 2. Am amplificat-o cu 2, că avem 2 de asta. Da. Bă, ce tare. Deci, puternici suntem?
Tu erai că pe ce să te sperii? Cum să te sperii? Dar trebuie să facem ceva. Totdeauna, în fața unei probleme, cât ar fi ea de dificilă, nu trebuie să cedezi. Nu știu, este cel mai ușor răspuns. Asta era că zice și mă, șapte, mă. Cum se împarte o pe ăsta pe tot în șapte? Dar dacă împart fiecare bucățică în șapte, atunci... Da, văd câte părți iau. Șase iau din ele. Deci aici o să iau... Aici cât sunt? Câte linii? Șapte linii. Șapte? De fapt șase linii punem. Nu, nu, șapte, sunt șapte, ca zis. Da, da, trebuie să fie șapte spații. Ca să fie șapte, punem șase linii. Ai spus tu da, bine, da? Da, șase linii. Dar eu, nu știu, nu mai cred asta, cred că nu mă ajută. Dar am să fac, am să iau la scară mai mare. Uite ce fac aici, de desubt. O reprezint pe asta. Dar când se mai mare. În segment mai mare. Asta este răspunsul. Și asta aici, ca să ne vină bine, da? Și acum împarte în șapte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da. Și avem 14 teste. Ei, și 6 din ele, pe unde ar veni? Cam, dacă acolo e mijlocul, aici trebuie să vină. Da? Aici este. Adică la 6 linie trasă. Aici înseamnă 6 pe 14, da? Pentru a patra zi. Iar restul care rămâne, finalul, restul al patrulea, cred că este acum, ăsta începând de aici... E de 8, restul 8. E de 8 segmente. Trebuie să dăm o distanță care se împarte exact la 8. Păi 8 ori 2, 16 sau 16 ori 2. Deci cât să dau eu pe asta? Din 8 în 8. Din 8 în 8. Deci ori să dau 8 km, ori să dau 16 km, da? Da. Ori să dau un multiplu de 16. Deci hai să dau 40 de km asta. Asta poate 40 km. Le-aș băga 64 de km. De ce? Păi... Tot e din 8 în 8, așa, în tabla înmulțirii, 8 ori 8, 64. Da, și 40 al meu se împarte. Da, la 5. Da, și face 5, nu? Da. Deci o singură bucățică de asta face 5. 5 km și dacă asta... Dacă asta cât face? Are 7, 7 ori 5, 35. Pare, deci foarte. Un segment are 35. 35 km un singur segment. Așa, ca să aflăm așa, știm că așa, 35, 60, 70, 105 km, treia zi, a doua zi și prima zi. Deci, nu. Prima zi, a doua și a treia sunt egale, nu? Da, sunt egale. Și aș spune că pentru prima zi, a doua zi și a treia zi, am aici 100 cât? 105 km. Pentru a patra zi... Pentru a patra zi, dar încă nu terminăm problema, că trebuie să facem suma tuturor, adică... Da, dacă patra una zi... dintre astea face 105, toate, nu toate fac 105. Nu, dar hai una. Să vedem, să terminăm pentru a patra zi, care înseamnă 3 șeptimi. Adică 6 14. Adică bucățica asta cu 6 doar. Bucățica de asta are 5. Una din ele are 5, 5 ori 6? 5 ori 6, 30. 30 km, da? Și restul, ultima bucată, asta e de 40, nu? Da, să de 40. Vede. Și în sfârșit? 30. Rest 40. Final. Egal cu 40 de km. Total. Total. Dacă astea sunt 305 ori 315. 315 plus 40 plus 30. Adică plus 70 de plus 70. Este egal cu 385. 385 km. Asta este distanța pe care trebuie să o aflăm. Și am aflat în fiecare zi cât o parcurs.
Spune-mi tu unde ți-a plăcut cel mai tare problema. Păi fix atunci când am împărțit la 7, chestia aia de finețe și așa și nu prea știam. Da, tu te-ai dus și tu în compunere când ai vrut să modifici, te-ai lipit foarte bine, tot în doi împărțim, tot în doi, în doi, în doi. Îți plăcea chestia asta, fiindcă rămăsesc două segmente și atunci te-ai împărțit în două și de aceea am zis trei pătrimi, ai zis, da? Deci problema mergea foarte tare și pe varianta ta, numai că eu am rupt toată această... Ce-ați făcut cu trimea? Adică se poate și cu 1, și cu 2, și cu 3, și cu 4, cu toate numerele. Deci cu, nu neapărat în metoda înjumătățire. Da, dar de ce ai aplicat metoda înjumătățire? Că îi rămăsese două. Da. Dacă... Și ca să meargă fracția cu desenul, dar trebuie să o amplificăm cu 2. Da. Ca să se lege că sunt două segmente. Că altfel nu se lega. Da? Trei șeptimi, din rest nu puteai să faci, erai nebunit. Și atunci ai mulțit cu două, că ai două segmente. Ai pus degetul pe rană, pe problemă. Deci tu, în clipa asta, ai pipăit problema cu sufletul tău. Ai zis, amplificăm cu doi, pentru că sunt două segmente. Da. Și acum, din restul ăsta, care era așa, segmentul ăsta lung, construit din 7 la 1, 7 la celălalt, 14, noi luăm doar 6. Și luând 6, am văzut ce a însemnat problema fost. Și am spus că sunt de acum 8 segmente semicuțe și ar trebui să dăm un răspuns, să dăm restul acela final, că e un multiplu de 8. Da. 8, 16, 8, 5, 40. 40, 26, 64, ce vrem noi mai departe. Fie... Important este să dăm un multiplu de 8. Dacă ziceam că au rămas doar 41 de kilometri, era o prostie. Nu sunt parte. Sau ne dea cu rest. Ne dea cu rest și nu... Nu puteam să rezolvăm problema. Vezi, este o artă în a compune problema. Deci autorii, și tu ești autorul unei probleme, aceea cu buchetul de flori. Deja ai primit niște comentarii. Cineva era entuziasmat de faptul că acea problemă a fost surprinsă în anii din urmă la capacitate, dată cu... Punem câte doi copii în bănci, rămâne atâta picioare. Punem câte trei, problema mult mai simplă, că punem câte trei, mai adaugi unul. Dar la tine, când cu florile, cu buchetul, au fost câte cinci, până câte nouă, a doi câte patru, și atunci trebuia să-ți interesezi dacă numărul respectiv care se formează se împarte exact la patru. Da? Deci, vezi, există niște lucruri importante, nu autorii aruncă niște numere la întâmplare, ci sunt rezultatul unor calcule și unor raționamente perfect făcute. Da. Deci, vreau să-ți trezesc plăcerea de a compune și tu probleme. Să știi un lucru, când ai face o problemuță, nu te mulțumești, gata, ai dat răspunsul și te uiți la sfârșit, vezi că... Să fac și verificarea. În afară de verificarea, vrei să vezi care a fost ideea autorului. Măi, știi cum? Parcă pătrunzi în mintea autorului. Măi, cum a făcut asta problema, mă? Și cum a avut el? Ce șmecherii au fost la dispoziție? Care a fost meșteșugul? Cum anume a deșurubat el problema? Ei, ia să aflu eu. Și când afli, bunoară, tu ai sesizat acea chestie frumoasă că tot ai împărțit la doi și când te-am rupt, te-am scos din mână când ți-am spus trei șeptimi. Aici ai reacționat foarte rapid. Nu știu. Nu cred că pot să fac. Pentru că ieșise din model. De fapt era simplu. Doar amplificam cu doi și... Da. Dacă ar fi fost trei segmente, am fi amplificat-o pe asta cu... Trei. La trei, da. Da, cu trei și făceam... De 7 ori 3, 21. Și 9 pe 21. Și ne descurcam foarte bine. Mai nici nu vrei să mă despart. Frumoase probleme. Ca și în problemele anterioare, aceea cu buchetul de flori, aștept de la tine o problemă pe care să o gândești de la un capăt la celălalt, cu biciclista, așa cum am făcut noi aici, alte numere, altceva, iar aici, când te joci tu... Cam ca asta. Da, cam ca asta. Pentru că, să știi, de fiecare dată, autorii se bazează pe niște lucruri dinainte. Ei nu deodată fac probleme așa. Nu, spui, te trezești și mai spune, ia fă o problemă. Ai, lasă-mă. Nu, ei ce fac?
ei lucrează continuă, descoperă niște meșteșuri. Sau facă desenul, calculează și așa, apoi bagă un număr ca să fie egal, să se, să se împarte la toate. Sau să îndeplinească toate condițiile. Da, să îndeplinească toate condițiile. Vezi, tu acum problema asta, ca și, fă-i, nu numai ții spun asta, tuturor prietenilor noștri să facă asta. Să îndrăznească să compună problemă. Da. Că așa ți-am propus ție. Azi, Mihai, cu buchetul de flori, du-te deoparte, propune o problemă și pe urmă și o rezolvăm la tablă. Sau, așa. Poate facă o problemă, o pun în comentarii și noi s-ar putea să o rezolvăm. Mi se întâmplă și așa. Se întâmplă ca prietenii noștri să trimite problema printr-un comentariu. Da, și noi o rezolvăm. Și noi o rezolvăm. De multe ori am primit așa. Ba, m-au sunat la telefon direct. Știu numărul telefonului meu. Știu numărul telefonului și atunci mă sună. Dragilor, am pornit cu, cum să spun, cu mult drag și iată încă o problemă frumoasă făcută de Mihai și Proformula. Mihai, el este inițiatorul. Vreau să vă spun, mi-a plăcut chestia aceea cu jumate-jumate, se ținea el în bucățica lui, că îi plăcea mai mult, dar Proformula ce a făcut? I-a dat un... Așa, mai greu. Cea mai greu. La revedere! Pe curând! La revedere!